here, there's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here, now scream. I'm a burning effigy. Cum te simți? Cum a fost pe scenă? Scena a fost ca de fiecare dată ca la Vocea României, următor. E alt nivel. E un high level de asta care cred că orice care solist îți vrea să-l aibă în viața lui. Și atmosfera de acolo e genială, te încarci cu atâta energie, că ești ca o bombă, știi? Energetică și nu știu după aia unde îți descarci toată chestia asta, la cât de obosit ești, doare gâtul, capul, atâta stai și să aștepți momentul să vii. Și momentul când ajungi acolo, uiți de toate chestiile care au fost până la și ești doar acolo, ești conectat cu lumea, mai ales cum am avut un duet și eram mereu conectați unul cu altul și practic nu exista nimeni, nici jurați. Noi în general ne-am urcat cu scenă cu gândul că, băi, noi cântăm pentru noi. Nu există nimeni în sală, suntem numai noi doi pe scenă goală și absolut nimeni mai nu. Ai avut emoții mari? Sincer, n-am avut de asta emoții. La Blind am avut foarte mari emoții, dar aici nu am avut doar din cauza că Denis, un antrenor pe care foarte tare respect și un om extraordinar, m-a ajutat să cap, știi, nu de frica de scenă, dar frica de ceea ce pot eu să dau mai mult din mine, știi, din nebunia asta pe care pot să o scot. Și cred că undeva chestia asta a acționat și la emoțiile și chestia asta cu tremuratul pe scenă și asta, știi. Deci cumva datorită lui ai stopat de... Da. A fost mai ușor. Da, datorită lui chiar a fost chiar mai ușor, cu mult mai ușor. Și cred că undeva și datorită colegii mele, pentru că ea m-a susținut pe scenă și eu am susținut-o pe scenă și undeva mi-am luat bagajul ăsta în plus de pe umerii mei și l-a pus la ea și eu am luat iarăși invers bagajul ei în plus și l-am pus la mine ca să fim undeva la egal și să nu ne gândim la iarăși la... Că există cineva în general, toată lumea e noastră și scena e noastră și în general voi toți sunteți noștri. Dar cât de greu a fost să cânti alături de aștept că unul dintre voi va pleca acasă? A fost greu. Sincer vorbind, ea, în timpul repetițiilor, a mai avut momente în care vine la mine și plângea din cauza. Băi, ea s-a atașat foarte mult de mine, la fel și eu am făcut, știi? Doar că ok, fiind băiat, fiind bărbat, undeva nu mi-am permis să-mi dau toate emoțiile, știi, afară și le-am ținut pentru mine și undeva am devenit evident că acum trebuie să fie un duet, un stâlp, știi, pe care să te rezem și să fie ția bine, știi? Și am avut momente de genul în care trebuia să o ajut și am ajutat pe mine, în schimb. A fost greu, pentru că eu, dacă sincer, credeam că Denis o va alege pe ea, știi? Pentru că în momentul când jurații deja au zis toate, poate multe chestii frumoase și reale despre ea, știi? M-am gândit în momentul ăla că, băi, dacă o alege pe ea, cum a zis și Denis, că dacă pierzi, nu pierzi nimic și dacă câștigi, câștigi totul, știi? Și... Deci cumva nu te așteptai să leagă pe tine? Da, undeva nu mă așteptam, chiar dacă în momentul când Denis ne-a dat piesa, m-am ieșit total din zona mea de confort. Eu nu eram eu, eram complet altă persoană și trebuia să fiu complet alt om. Și respectiv am aflat că pot să fiu genul ăla de om nebun și foarte exotic, hai să zicem așa.